Înainte să intru în întrebări, vreau să fac o precizare. Nu răspund la întrebările pe care le puneți la comentarii în aceste clipuri săptămânale. În aceste clipuri săptămânale cu răspunsul la întrebări, răspund doar la întrebările primite la secțiunea de comunitate a canalului. Așa funcționează lucrurile. Da? Astea sunt regulile. E o singură regulă. Puneți întrebarea la secțiunea de comunitate. Da? Țin minte că. Îmi lăsase cineva o întrebare la ultimul clip și la ultimul clip cu întrebări și răspunsuri și am zis să pun întrebare la secțiunea de comunitate și a apărut să cineva a, se gândește ce să mintă nu știe ce să zică, se gândește ce să mintă. Vă dați seama, l-am blocat, cred că direct. Da. Dacă ai o astfel de atitudine nu avem ce discuta. Da. Și pe parcursul timpului am ajuns la concluzia asta, că cu oamenii ăștia n-ai ce discuta care direct, ești un mincinos, sau te iau la miștoși, n-ai ce discuta cu ei. N-ai cum să i îndupleci. Da. Ei o să apară mereu acolo la comentarii și o să vorbească iure. Da. Deci, singura regulă e să puneți întrebarea la secțiunea de comunitate. Asta e singura regulă. Dacă chiar vă doriți sincer un răspuns și credeți că v-aș putea ajuta cu ceva, puteți face acest efort. Da. Și prima întrebare de săptămâna trecută, de la secțiunea de comunitate, e din partea lui Ana Stănescu. Ce părere aveți dacă citesc cuvântul Domnului stând jos pe un scaun și nu în genunchi? Este păcat? Mulțumesc și Domnul să te M-ați făcut să zâmbesc când am citit această întrebare, pentru că îmi dau seama că în spatele acestei întrebări, e o dorință sinceră de a face voia lui Dumnezeu. De a face ce trebuie. O reverență sinceră, o, o inimă curată. Și vă apreciez pentru asta. Și asta e cea mai bună poziție pentru citirea cuvântului. Să aveți inima unde trebuie. Asta e cea mai bună poziție. Puteți citi cuvântul în orice poziție fizică în picioare, pe scaun, în pat, oriunde doriți. Slavă Domnului că citiți. Slavă Domnului că citiți. Și slavă Domnului că aveți această teamă de Dumnezeu în inima dumneavoastră. Mă bucur. Nu știu. Întrebarea asta mi-a adus o bucurie. Chiar dacă pare cumva mai naivă, mie mi-a adus o bucurie în inimă. Și vă mulțumesc. Deci puteți citi cuvântul în orice poziție. Da? Și nici nu e indicat să stați atât în genunchi. Da. Citiți-vă cum doriți. Eu personal nu citesc cuvântul lui Dumnezeu în genunchi. O da. Îl citesc stând jos, stând în picioare, stând în pat. Da. La un moment dat nu te mai poți concentra dacă stai atât în genunchi. Da. Vă mulțumesc pentru întrebare. Mi-a dus o mare bucurie să știu că mai sunt oameni care au frică asta de Dumnezeu, sincer, în inima lor. Următoarea întrebare e din partea lui Daniela Bojan. Pacea Domnului Isus, fiți binecuvântați de Împăratul Slavei Isus Hristos. Ce puteți spune despre cina Domnului? Cum se ia, când se ia, se dă, cu cine te împărtășești? Mă refer la frați, surori, sau luăm de ochii unora. Nu prea am înțeles asta. Ultima parte. Va urma pe viitor un mesaj mai detaliat despre cina Domnului. Am de mult de gând să fac asta, dar nu știu când, când voi avea timp. Acum vă răspund pe scurt la întrebările pe care le-a spus. Da? Cum se ia? Se ia cu pâine și vin. Așa cum e rânduit în Scriptură. Da? Și aici sunt dezbateri. Da. Pâine dospită sau nedospită? Vin cu alcool sau must? Nu cădeți în capcana asta. Feriți-vă de astfel de dezbateri. Așa cum e rânduit în acea adunare, așa luați. Nu stați la dezbateri pe temele astea. Da. Noi, de exemplu, o luăm cu pâine nedospită și cu vin. Da. Cei care iau cu must, nu le convine că o luăm cu vin. Cei care o iau cu pâine dospită ar putea spune a, ăștia din ăia. Se uită la detalii. Da? Ne, ne, ne judecă pe noi că luăm cu pâine dospită. Nu. Nici de cum. Da. Nu despre asta e vorba. Dacă ajungi la masa Domnului să te cerți pe lucrurile astea, să dezbați lucrurile astea, ai ratat total însemnătatea Mesei Domnului. Da. Și știu toate argumentele. Repet, vom, voi face pe viitor niște mesaje mai detaliate despre asta când se ia masa Domnului, aici părerile sunt împărțite. Eu cred că sunt argumente clare în Scriptură, că trebuie luată la fiecare strângere a adunării, adică săptămânal. Se înțelege asta clar din 1 Corinteni, capitolul 11. Apostolul Pavel se aștepta că atunci când corintenii se adună, când se strâng la o oaltă, se ia masa Domnului. Se înțelege foarte clar asta. Dar unii iau o dată pe lună, unii o iau la trei luni, da? pentru că spunei că, nu știu, dacă o iei prea des nu mai are aceeași însemnătate cumva. Eu cred că trebuie luată cât mai des, ca să ne aducem aminte cât mai des de ce ne unește, da? de jertfa Domnului Isus, prin care formăm un singur trup. Da? Și cred, repet, că sunt argumente clare în Scriptură că trebuie luată săptămânal. Dar nici aici nu trebuie intrat în dezbatere. Fiecare adunare cum a rânduit. Da. Când se dă? Aici nu cred că am înțeles exact întrebarea când, dar dacă vă referiți la timpul exact când trebuie să se dea, la fel, e atunci când hotărăște adunarea. De obicei se dă la finalul timpului de închinare, da. dar se poate da și la început. Noi, de exemplu, o lună la început nu avem nicio problemă să luăm și la sfârșit. Da. Cu cine te împărtășești? Adică cu cine iei cina? că adică asta e întrebarea. Cu toți membrii adunării care sunt în relații bune cu adunarea. Și nu, nu se ia de ochii unora, se ia cu bucurie. Da. Se ia cu bucurie. Nici aici ne-am înțeles exact la final cu cine te împărtășești, mă refer la frați-surori sau luăm de ochi unor. Cu frații și surorile care sunt membri în acea adunare și sunt în relații bune cu adunare. Da. Dacă n-am înțeles eu bine întrebarea, detaliile, mă iertați, vă rog, reveniți și, nu știu, puneți întrebarea mai precisă. Da. Următoarea întrebare. Din partea lui Metanoia. Pace, când credeți că ar trebui să ne schimbăm? Biserica. Și care ar fi criteriile după care ar trebui să ne luăm când căutăm o nouă biserică? Merg la o biserică din care au plecat mai mulți oameni de-a lungul anilor. Și deși nu le știu motivele, personal nu simt că sunt hrănită spiritual aici sau că învăț mai mult. Merg aici de o viață, dar din păcate nu cresc. Și cel mai mult am crescut datorită predicatorilor pe care îi urmăresc online sau a unor oameni de la altă biserică împreună cu care slujesc considerați că acestea ar fi motive bune pentru a mă ruga în legătură cu asta și a căuta o nouă biserică? Da. Da. Consider că hrana spirituală din cuvânt și creșterea, maturizarea, da? creșterea în asemănare cu Hristos e cel mai bun motiv pentru a schimba adunarea. Ăsta e elementul central, de a mergem la adunare. Ca să creștem, să ne zidim unii pe alții și să creștem împreună cu toți. În asemănare cu Hristos. Asta spune Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 4. Ăsta e scopul, maturizarea tuturor credincioșilor. Iar dacă eu merg de o viață la o adunare și tot nu cresc din punct de vedere spiritual, tot nu cresc în asemănare cu Hristos, nu cresc în dragoste, nu cresc în cunoașterea cuvântului, în cunoașterea lui Dumnezeu, adică de ce mă mai duc acolo? Da? Maturizarea vine dintr-o învățătură corectă a cuvântului lui Dumnezeu. De acolo pleacă. Da. Și ăsta e scopul învățătorilor și păstorilor. Da. Să învețe pe ceilalți ca ei la rândul lor să-și să crească, să-și recunoască darul și să-și folosească darul pentru slujirea altora. Și astfel cu toții să crească împreună, la asemănare cu Hristos. Asta citim în Efeseni, capitolul 4. O să vă citesc foarte repede pasajul. Efesem 4, de la versetul 11. Și El, Hristos, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci. Ăștia au fost în primul secol, nu mai sunt. Da? Pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Ăștia încă mai sunt. Da? Apostolii și prorocii sunt temelia. Ei au avut revelații noi din partea lui Dumnezeu. Acum evangeliștii, păstorii și învățătorii credeți deasupra. Da? Casa lui Dumnezeu. Care e formată din toți sfinții. Da? De ce a făcut asta Hristos? De ce a dat pe unii apostoli, proroci, evangeliști, păstori și învățători? Versetul 12. Pentru desăvârșirea sfinților. Asta e rolul păstorului și învățătorului. Și aici desăvârșit se referă la maturitate, să crești. Da? Nu că devii perfect. Da? În vederea lucrării de slujire. Ca sfinții la rândul lor să ajungă să slujească și ei altor. Pentru zidirea trupului Lui Hristos. Sfinții la rândul lor slujesc altora și astfel tot trupul Lui Hristos e zidit. Da? Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos. Până ne vom maturiza și vom crește în asemănare cu Hristos. Da? Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgiri și credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, Hristos. Ăsta e scopul pentru care mergem la adunare. Să creștem cu toți. Da? În asemănare cu Hristos. Iar dacă eu merg de o viață la o adunare și nu văd nicio creștere în mine, e ceva în acolo. Și de obicei e ceva în la păstori și învățători. Pentru că rolul lor este să-i învețe pe ceilalți, ceilalți ajung și ei la rândul lor să-i slujească pe ceilalți și așa creștem cu toți. Da? Asta spune Pavel aici. Ne maturizăm cu toții și creștem la asemănare cu Hristos. Deci, consider că e un motiv bun da? de luat în considerare pentru a căuta o nouă adunare. Da? Desigur, nu trebuie să plecați cu scandal de acolo, da? Noi, certuri, da? Dacă găsiți o altă adunare unde credeți că puteți crește din punct de vedere spiritual, desigur. Următoarea întrebare. Pasagerul. Pacea domnului George. De ce aproape toți creștinii folosesc expresia Domnul să te binecuvânteze? Că nu scrii niciodată în Noul Testament folosim multe expresii care nu sunt scrise în Noul Testament. Nu trebuie să fie scrise în mod direct, cuvânt cu cuvânt în Noul Testament. Dar nu înseamnă că sunt împotriva voii lui Dumnezeu. Da. Nu văd nimic în regulă cu expresia asta. Da. Pavel saluta cu har și pace sau sănătate. Da. Și așa e bine să ne salutăm și noi. Azi adunările nou protestante, dacă le-ai spus o poezie, toți în cor exclamă această urare. Această urare, adică Domnul să te Sau dacă îi zici unuia, Domnul să aibă milă de tine, e ca și cum ei dau un par în frunte. Am înțeles că elogia din greacă înseamnă laudă, vorbire de bine, fără opțiuni după posesii, cum era în Vechiul Testament, binecuvântat cu rodul pământului, cu cirez de vite, cu pântece la femei, care zămizlesc prunci, etc pântece la femei care să mi se spunci, etc. Dar penticostalii te iau la bătaie dacă îi jignești cu următoarea vorbă, Domnul să se îndure de tine. Deci ce am înțeles de aici e că problema multora că le place să spună Domnul să te binecuvânteze. Dar nu le place să li se spună Domnul să se îndure de tine. Domnul să ai mire de tine. Nu știu răspunsul la misterul ăsta, dar probabil că se simt ofensați când le spui Domnul să aibă mire de tine. Probabil că simt că le spui asta de pe un ton de superioritate. Ca și cum ei au o problemă și Domnul trebuie să aibă mire de ei. De-aia, probabil, se simt ofensați. Sau Domnul se îndure de tine. Același lucru. Probabil că se simt ofensați, da. Dar nu cred că e... Nimic în neregulă să spui niciuna, nici Poți nici Să spui Domnul să te binecuvânteze, Domnul să aibă de tine, Domnul să se îndure de tine, depinde de situație. Da. Următoarea întrebare, din partea lui Adventure. De ce trebuie ca eu să plătesc pentru păcatul lui Adam? Roman 5, de la 12 la 21. Înțeleg că Adam e reprezentantul omenirii în acel test, dar nu era oare corect ca Dumnezeu să ne pună pe fiecare în aceeași poziție. Foarte bună întrebare. De ce eu trebuie să mă nasc cu o natură păcătoasă, înclinat spre rău, cu dorințe și pofterele și Dumnezeu să mă judece pentru ele? Răspunsul simplu și direct e că așa funcționează lucrurile în lumea lui Dumnezeu, în lumea creată de Dumnezeu. El a creat toate ființele ca să se mulțească după soiul lor. Problema cu omul e că și-a ratat ținta. A fost infestat de păcat. Da? Iar acum când se înmulțește, se transferă și păcatul. Nu e vina lui Dumnezeu asta, da? El a creat totul perfect. E doar vina omului. El a stricat tot. El a stricat tot. Și da, Adam ne-a reprezentat pe toți în acel test, iar dacă Dumnezeu ne-ar fi pus pe fiecare în aceeași poziție, am fi picat cu toții testul. Am fi făcut cu toții la fel ca Adam. Slavă Domnului că nu a făcut așa și nu ne-a pus pe fiecare în aceeași poziție. Ar trebui să lăudăm pe Dumnezeu pentru asta. Pentru că, tot la fel cum Adam ne-a reprezentat la cădere, al doilea Adam, ne reprezintă la mântuire. Asta e ideea lui Pavel din Roman 5. Pe cât de sigur e că ni s-a imputat păcatul lui Adam, pe atât de sigur e că ni se atribuie nepricărinea lui Hristos. Slavă Domnului pentru asta. Slavă Domnului că nu ne-a pus pe toți în aceeași poziție. Deci, nu mai pune la îndoială, rânduiala lui Dumnezeu. Și bucură-te că așa stau lucrurile. Altfel, am fi mers cu toții în iad, o veșnicie. Dumnezeu a rânduit ca lucrurile să funcționeze așa. Și oricum, chiar dacă nu-ți convine, tot așa rămân lucrurile. Și Dumnezeu va fi drept în toate judecățile lui. Când lucrurile nu au sens pentru noi, și ne credem noi cumva mai deștepți decât Dumnezeu. Bă, de ce nu ne-a pus pe toți la același test? Suntem lipsiți de înțelepciune. Când îi punem la îndoială, rânduiala lui Dumnezeu, suntem lipsiți de înțelepciune. Ne condamnăm singuri. Dacă m-ar fi pus Dumnezeu la același test, l-aș fi picat. Dacă aș fi fost în aceeași poziție cu Adam, aș fi picat testul. Slavă Domnului că nu sunt în aceeași poziție cu el. e bine să ne încredem în înțelepciunea lui Dumnezeu. Care și-a demonstrat clar la cruce dreptatea, înțelepciunea, sfințenia, dragostea. L-a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Pentru că Adam ne-a reprezentat în acel test și Hristos ne reprezintă în mântuirea noastră. Slavă Domnului pentru înțelepciunea Lui! Următoarea întrebare din partea lui Răzvan Pace, din punct de vedere creștin, masturbarea este un păcat. Dacă nu afectează viața de căsnicie, persoana respectivă nu este căsătorită. Nu știu dacă ești creștin sau nu, dar, desigur, masturbarea este un păcat. Atunci când te masturbezi, nu te gândești la desene animate, la unicorni te gândești la femei și le poftești în inima ta. Iar Domnul Isus spune clar în Matei capitolul 5. Oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Fie că te uiți la o femeie pe stradă și îți imaginezi tot felul de lucruri, fie că te uiți la pornografie, tot păcătuiești. Da? Legea lui Dumnezeu e duhovnicească. Asta încearcă să spună Domnul Isus în Matei capitolul 5. Eu dacă îl urăsc pe fratele meu, e ca și cum l-am și omorât. Eu dacă poftesc în inima mea, e ca și cum am și curvit sau prea curvit. Legea nu se rezumă doar la faptele exterioare. Asta au crezut farisei. Că ei se credeau neprihăniți. Dar inimile lor erau stricate. Erau niște morminte voruite, spune Domnul Isus, da? Să nu curvești sau să nu prea curvești, e o problemă de inimă. Pofta pleacă din inimă. De aia, masturbarea e un păcat. Și de aceea trebuie să faci tot ce ține de tine, să nu-ți ațăți firea pământească. Să nu te holbezi la femei și să-ți imaginezi lucrul. Ok, apare o femeie îmbrăcată cu un trebuie în fața ta. Ce faci tu în momentul ăla? Ca să o poftești, tu trebuie să stai să te holbezi, să-ți imaginezi lucruri. Da. Aia depinde de tine. Tu ți-a firea pământească dacă stai și te holbezi acolo. Trebuie să te păzești, să fii vigilent. Da. Îmi place cum spunea Iov, am făcut un legământ cu ochii mei. Trebuie să te păzești. Și exact după aia, când vorbește despre faptul că prea curvește în inimă ta când poftești o femeie, spune: Domnul Isus, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate Da. Ai grijă unde privești. Da? Tu trebuie să fii vigilent. Da? Nu înseamnă să scoți literal ochiul. Da. Ai grijă unde privești. Fii vigilent. Fii atent. Da? Nu te lăsa dus de val. Da? Și dacă ești creștin, și ai păcătuit, nu căuta să justifici păcatul. Spune-i pe nume. Recunoaște-ți greșeala și cere iertare. Ai la tatălui mijlocitor. Nu dispera. nu spune, a, înseamnă că nu s născut din nou. Nu. Dacă ești creștin cu adevărat, nu-ți va face plăcere lucrul ăsta. Da? Când te vei lăsa dus de firea ta pământească, te vei lăsa amăgit, te vei lăsa păcălit. Da? Nu-ți va face plăcere. Ai la tatăl mijlocitor, da? Cereți iertare. Dar, atenție, nu-ți găsi o scuză pentru păcat în asta. Asta e o viclenie. Nu mă duc să mă masturbez pentru că am la tatăl mijlocitor. Asta e o viclenie. Asta vine dintr-o inimă vicleană. Care cel mai probabil nu e regenerată, Da? Dacă nu ești creștin, de-aia am zis la început că sunt un pic confuz, dacă ești creștin sau nu. Dacă nu ești creștin, pocăiește-te și crede în Evanghelie. Și Dumnezeu te socotește drept, instant, atunci când ai crezut Evanghelia. Atunci când crezi că Isus Hristos a murit la cruce pentru toate păcatele tale. Toate păcatele tale sunt puse asupra lui Hristos, neprihănirea lui Hristos îți este atribuită ție. Și Dumnezeu te vede perfect în Hristos. Și de atunci încolo vei intra într-un proces de sfințire. În care îți vei sfinți tot mai mult viața. Te vei luta cu păcatul. Și vei primi Duhul Sfânt care te va ajuta în această luptă cu păcatul. Da. Următoarea întrebare. Din partea lui Welcome. Apocalipsa 20, versetele 6 și 7. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte nu are nicio putere. Ce vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el o mie de ani. Când se vor împlini cei o mie de ani, satana va fi dezlegat. Aș vrea o explicație clară la aceste versete după ce se vor termina acei o mie de ani cu Hristos. Satana va fi dezlegat și în timpul ăsta ce se va întâmpla pe pământ. În primul rând, foarte pe scurt, eu cred că împărăția de o de ani se referă la împărăția lui Hristos de acum, dintre prima și a doua lui venire. Când Hristos împărățește, când Hristos e la cârma împărăției lui Dumnezeu, cum spune Pavel în 1 Corinteni 5. Și trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele lui. Iar noi împărățim împreună cu el din punct de vedere spiritual. El e așezat la dreapta lui Dumnezeu în locurile cerești și noi suntem așezați în el și împreună cu el la dreapta lui Dumnezeu în locurile cerești de unde El stăpânește peste orice domnie stăpânire spirituală. Cum scrie în cartea FSN. Am făcut un rezumat, am vorbit pe larg altă dată despre lucrurile astea și voi mai vorbi când ajung cu studiul la Apocalipsa 20. Deci, eu cred că Împărăția lui Hristos se desfășoară acum între prima și a doua lui venire. Da? Asta e Împărăția despre care vorbea El în pilde. Iar la a doua lui venire, Împărăția asta e curățată și e dată în mâinile Tatălui curat. Da? Doar cei neprihăniți intră în Împărăția Tatălui lor pregătită de Tatăl pentru ei înainte de întâlnirea lumii. Da? În manifestarea de plină a Împărăției Lui Dumnezeu. Iar întrebarea e ce se întâmplă după ce se termină Împărăția Lui Hristos, da? când satana e dezlegat, la finalul acestei Împărății Lui Hristos, da? când satana e dezlegat. Ce se întâmplă pe pământ? Păi se va întâmpla exact ce spune Pavel în 2 Tesalonicii în capitolul 2. Va fi o răzvrătire mondială, o apostazie, da? se poate traduce cu rebeliune, da? O îndepărtare de la adevăr, da? O rebeliune împotriva adevărului, va fi, da? O răzvătire mondială împotriva credinței creștine adevărate, da? Și arătarea lui Antichrist, bineînțeles, da? Și avem descris acest război spiritual de la finalul vremurilor, dinaintea venirii Domnului Isus, în Apocalipsa 19, care e numit Armagedon, în capitolul 16, războiul de la Armagedon, și în Apocalipsa capitolul 20, exact după ce ni se spune că satan e dezlegat, următoarele versete. Ni se spune ce se va întâmpla atunci când satan e dezlegat. Va fi un război. Război spiritual. Da. Și e vorba de același război descris și în Apocalipsa 19, doar că din perspective diferite. Da, într o altă perspectivă. Și printr-o ilustrație diferită avem descris finalul de mai multe ori în cartea Apocalipsa. Da. Iar la finalul cărții, în capitolele 19 și 20, avem descris finalul de două ori, din două perspective diferite, prin două ilustrații diferite. Și chiar o să citesc Apocalipsa 20 de la versetul 8. Deci în versetul 7 scrie Când se vor împlini cei o mie de ani, satana va fi dezlegat. Și continuă versetul 8. Ne spune ce va face atunci. Și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale Pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și s-au suit pe fața Pământului și au înconjurat tabăra Sfinților și cetatea preiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Da? Deci avem aici descris finalul, sfârșitul istoriei, printr-un limbaj simbolic, da? prin această ilustrație preluată din cartea Ezechiel, cu Gog și Magog, da? prin care Dumnezeu ne descrie un război spiritual la finalul vremurilor. Da. Nu e vorba de un război fizic, e vorba de un război spiritual. E vorba de cetate spirituală, unde stau Sfinții. Da. Nu e vorba de o tabără în care stăm noi Sfinții acum și vin, vine peste noi toată lumea. Da. E vorba de un război spiritual. Da. Împotriva lui Hristos și Sfinților lui. Da. Război descris, să repet, și în Apocalipsa capitolul 19. Da. Și Pavel în 2 în 2 ne dă mai multe detalii despre ce se va întâmpla atunci. Da? Dacă aici avem un limbaj simbolic și o imagine de ansamblu, da? în 2 în 2, Pavel intră un pic în detalii da? și ne descrie ce se va întâmpla la final atunci. Când taina fără de legii va avea frâul liber să se manifeste de plin. Da? Când satana îi se va da voie să se manifeste de plin pe pământ. 2 să 2 de la versetul 3. Nimeni să nu vă măgească în vreun chip căci ziua Domnului, adică venirea Domnului Isus din context de acolo, da? Și strângerea noastră la oaltă cu El, nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legi, fiul pierzării, care în cartea Apocalipsa e fiara întrupată, da? Duhul Antichrist care i-a călăuzit pe toți împărații Pământului, care la finalul istoriei se întrupează. Și toți împărații Pământului, îi dau puterea lui, da? Și se răzvrătește împotriva lui Hristos și credincioșilor. Potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, traduce Cornilescu, traducere corectă, de orice așa numit Dumnezeu, se referă la ei, idoli, da? Sau de ce este vrednic de închinare sau obiect al închinării? Obiecte la care se închină oamenii, da? El se va ridica deasupra tuturor idolilor. Se va da Dumnezeu, asta e ideea. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. El va spune, eu sunt deasupra oricărui idol. Eu nu numai mie închinați-vă. Mie slujiți -mi, da? Nu închinați-vă așa. Mie slujiți -mi. Asta e ideea. Da? Nu în sensul că se va pleca lumea înaintea lui. Da? Ei vor sluji, vor da autoritatea lui toți împărații Pământului și toți necredincioșii vor asculta de el. Da? Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce îl oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Că și taina fără de legea și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Da? Să-i dea voie să se manifeste de plin. Și asta se întâmplă la finalul istoriei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii lui și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Asta se va întâmpla după ce satana va fi dezlegat. Va avea loc această răzvătire mondială, da? va fi arătarea lui Antichrist, nu satanei se dă putere să manifeste. Da? Pe tot Pământul. Să înșele oameni. Dumnezeu îi lasă pe oameni să fie înșelați de. El, pe necredincioși. Da? Și apare Domnul Isus după aceea și îl nimicește cu suflarea gurii lui. Și îl propădește cu arătarea venirii lui. Se arată la revedere, Anticrist, la revedere, toți răzvrătiți. Da? Exact ce citim și în Apocalipsa 19, da? Toți sunt nimiciți la finalul capitolului. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Îl lasă să înșele lumea, da? Pe satana. Și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Asta se va întâmpla atunci când satana va fi dezlegat. La finalul împărăției lui Hristos, de acum. Da? Înainte de a doua lui venire, fix atunci. Pentru o perioadă scurtă, da? Pentru un ceas împărații Pământului vor primi putere împreună cu fiara, cu în pe 17, cu fiara întrupată. Adică toți conducătorii lumii îi vor da autoritate acestui personaj în puternicie de satan. Da. Și bineînțeles vor face asta în numele păcii. Da. Știm în sau în ce cinci, când vor zice pace și liniște, o prăpădere neașteptată la peste ei. Vor încerca cumva să se descotorosească de tot de creștinism, de adevărul creștin biblic. Da. Va fi o lepădare de credință, sensul de adevăr, da, sensul de învățătura adevărată din Scriptură, la un nivel mondial. Da. Și cine nu vede că încolo se îndreaptă lucrurile, umblă cu ochii încheși. Deci asta se întâmplă la dezlegarea sataniei. Da? satana cumva îi dă toată puterea lui fiarei întrupate, lui Antichrist. da, Și toată lumea e amăgită și se revoltă împotriva lui Hristos și urmașilor lui. Împotriva taberei sfinților și cetății preiubite. Da. E vorba de un război spiritual, repet, nu fizic. Da. Mai departe, următoarea întrebare, din partea lui Marian Burcea. Cum Melchizedec nu avea mamă nici tată? Dumnezeu să te binecuvânteze și să-ți dea hrană pentru oile lui. Cel mai probabil, Melchizedec a avut mamă și tată. Nu știm, cel mai probabil. Ideea e că nu sunt înregistrați în scriptură, în genealogiile evreilor. Melchizedec apare dintr-o dată. De nicăieri. Da? Și asta îl aseamănă cu Hristos, care e veșnic. El nu are o preoție pe care a primit-o de la altcineva are o preoție veșnică, după rânduiala lui Melchizedek. Melchizedek nu e urmașul nimănui. Da? Asta e ideea. Și de asta se leagă autorul cărții evrei când era pe Melchizedek cu Hristos. Nu numai de asta, și de numele lui, și de cetatea lui. Da? Și chiar o să citesc evrei 7, primele trei versete. În adevăr, Melchizedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului Preanalt, ce era preot, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zeciuială din tot, care după însemnătatea numelui său este întâi împărat al neprihănirii, Melec împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, sau Shalomului, da? adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al zilelor, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, cu Hristos, rămâne preot în veac. Și la fel cum Merchis rămâne preot în veac, tot așa Hristos e preot în veac pentru că e preot după rânduiala lui Merchis Zedek. Da? Nu-i urmașul nimănui și nu lasă preoția lui altuia. Da? Asta e ideea. Da. Asta nu înseamnă că Merchis a apărut dintr-o dată. Hop, la 40 de ani. Poc. Probabil a avut și el mamă și tată. Nu știm sigur. E un mister. Da? Poate a avut, poate n-a avut. Nu știm. E un mister. Dar autorul Scripturii se leagă de faptul ăsta da? și la seamănă cu Hristos. La fel cum a fost Melchizedec și Melchizedec nu a dat preoția lui mai departe nimănui, tot așa Hristos nu are preoția de la nimeni și nu o dă mai departe nimănui. El e preot în vea, Da? Asta e ideea autorului cât despre alte curiozități pe care le avem noi, nu ni se dau detalii. Da. Următoarea întrebare, din partea lui Gianina Nicoleta Stângaciu. Pace este biblică expresia Domnul să aibă milă de tine sau Domnul să îndure de tine? Am ascultat pe cineva într-o predică spunând că luăm numele Domnului în deșert folosind tot felul de expresii ca acestea. Doamne ferește, Dumnezeule, Oh my God, etc. Mulțumesc pentru eventualul răspuns. Da, primele expresii, chiar dacă nu le găsiți specific cuvânt cu cuvânt în Biblie, sunt biblice. Adică sunt corecte, nu contrazic Biblia, da? nu e nimic greșit să-i spui cuiva, Domnul să aibă milă de tine. Domnul să îndure de tine. nu e nimic greșit, da? Când e cazul să-i spui cuiva, lucrul ăsta, da? Dar cele din urmă sunt o ofensă la adresa Domnului. Nu știu. Auzi nu știu ce prostie, Doamne, ferește. Da. O, Dumnezeule. Da. Spui așa aiurea. Da. Astea, da. Sunt ofensă la lui Dumnezeu. Ei numele Domnului în deșert. Da. Dar a lua numele Domnului în deșert înseamnă mult mai mult de atât. Da. De exemplu, dacă eu pretind că sunt al Domnului și trăiesc cum nu trebuie, nu trăiesc după voia Lui, eu iau numele Lui în deșert. Îi pătesc reputația Lui. Fac de râs lui. Dar, bineînțeles, și expresiile astea folosite iure, așa, îl, cumva îl tratează pe Dumnezeu ca pe un nimeni, ca pe un nimic. Da. Mai departe, Adrian, Exodul 28 cu 35, Aron se va îmbrăca cu ea ca să facă slujba când va intra în locașul sfânt înaintea Domnului și când va ieși din el, se va auzi sunetul clopoțeilor, așa că el nu va muri. În acest capitol este descrisă îmbrăcămintea preoțească. Ce mă nedumerește este partea finală a versetului 35. Ce legătură poate să fie între sunetul clopoțeiilor de pe îmbrăcăminte și scăparea de la moarte a preotului? Da, ideea e că așa vor cunoaște ceilalți, auzind clopoțeii, Că el nu a murit. Că Domnul a acceptat ispășirea pe care a făcut-o. Da? Dacă nu se mai aud clopoței, înseamnă că a murit. Se va auzi sunetul clopoțeilor, așa că el nu va muri. Asta va fi dovada că el nu a murit. Când vor auzi sunetul clopoțeilor, totul e bine. Da? Domnul nu l-a omorât. Da? Ispășirea a fost făcută așa cum a poruncit el. Asta e ideea. Următoarea întrebare. Bogdan George Bataru. Pace George, poți să te rog să-mi explici Luca, capitolul 9, versetele de la 1 la 6, în special versetele 3, 4 și 5. Mulțumesc anticipat. Fie ca Domnul să-ți dea în continuare har și putere în tot ceea ce faci și fii binecuvântat. Luca 9, primele șase versete. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile. Apoi i a trimis să în împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Să nu luați nimic cu voi pe drum, le-a zis el. Nici toiac, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. În orice casă veți intra să rămâneți acolo, până veți pleca din locul acela. Și dacă nu vă vor primi oamenii să ieșiți din cetatea aceea și să vă scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. Ei au plecat și au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia și să vârșim pretutindeni tămăduiri. Da. Domnul Isus voia să învețe aici să se încreadă în Dumnezeu. Nu vă luați pâine cu voi, nu vă luați haine, aveți încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu și în suveranitatea lui. Asta e ideea. Și dacă oamenii nu îi primeau, da, trebuia să scutre praful de pe picioarele lor în semn de dezasociere cumva cu acea cetate. Noi v-am spus ce am avut de spus, nu mai avem nicio treabă cu voi. Noi ne-am făcut datoria, judecata lui Dumnezeu asupra voastră, noi nu vrem să avem de-a face nici cu praful din cetatea voastră. Asta e ideea. sper că e de ajuns explicația asta. Și ultima întrebare. Borcea Betuel. Creștinii din Vechiul Testament erau mântuiți prin credință. Și noi la fel. Corect. Dar cum luptau ei împotriva păcatului? De exemplu, în Roman 6, nu era scris, Hristos încă nu murise. Înțeleg că omul meu cel vechi a fost răstignit cu Hristos, că trupul păcatului a fost dezbrăcat de putere și că păcatul nu mai are stăpânirea asupra mea. Și da, slavă Domnului, păcatul nu mai stăpânește, nu mai are putere asupra mea. Pot să mă lupt împotriva lui. Dar cum luptau creștinii din Vechiul Testament împotriva păcatului? Neavând îndeplinită încă lucrarea lui Hristos la cruce avea păcat o stăpânire asupra lor? Mulțumesc! Păi dacă credem că credincioșii din Vechiul Testament, credincioșii adevărați, da, au fost născuți din nou, înseamnă că credem și că au fost eliberați de sub stăpânirea păcatului. Când ești născut din nou, tu ești unit cu Hristos. Chiar dacă Hristos nu venise să se jerfească, Duhul lui Hristos era în ei. Asta ne spune Petru, da? lui Hristos era în cei din Vechiul Testament. Da? Dar ei atunci cumva nu aveau aceleași instrumente ca și noi astăzi. Da? Erau eliberați și de substăpânirea păcatului, dar nu aveau aceleași instrumente ca și noi astăzi și nu aveau un lucru important. Botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt. Care se primește atunci când crezi Evanghelia. E scufundată Duhul Sfânt. Primești Duhul Sfânt într-un mod de plin. Ei nu aveau așa ceva. Și nu aveau nici revelația completă. Da? Noi avem mult mai multe beneficii, mult mai multe instrumente decât aveau ei atunci. Asta e diferența dintre noi și ei. Da? Și în mod special, botezul cu Duhul Sfânt e foarte important. E o diferență fundamentală între credincioșii din vechiul și din nou. Noi suntem scufundați în Duhul Sfânt, din inimile noastre curg râuri de apă vie, da? Scrie în Atunci când credem Evanghelia. Și ei aveau Duhul Sfânt, aveau Duhul Hristos, dar nu în modul ăsta, în care îl avem noi în Noul Testament, de la 50.000 coace. Da? Cam asta ar fi diferența. Dar, bineînțeles, și ei erau eliberați de supăstăpânirea păcatului. Pentru că erau născuți din nou. Da? Chiar dacă nu aveau atâta lumină cât avem noi astăzi, Atâta putere cât avem noi astăzi, da? Nu erau scufundați în Duhul Sfânt, totuși erau născuți din nou și eliberați de sub stăpânirea păcatului. Da, și asta a fost ultima întrebare. Sper să vă fi fost de folos și aceste răspunsuri. Domnul să fie cu voi.